Vă spuneam că o echipă de robotică din Ploiești face performanță internațională și vrea să schimbe în bine viața comunității. Nu de ieri de azi, ci de 6 ani, elevi de liceu, pasionați de știință și tehnologie, formează o comunitate. Și totul, și pentru că totul trebuie să poarte un nume, i-au zis RO2D2, denumire inspirată din universul Star Wars. Anul acesta echipa va reprezenta România pentru al 2-lea an consecutiv la campionatul mondial de robotică. Sunt imagini de la campionatul național de robotică, unde echipa RO2D2 a câștigat 3 premii și cel mai important, o nouă calificare la campionatul mondial. Din 2018 încoace, 14 membri ai echipei și 6 voluntari muncesc din greu, dar cu multă pasiune, pentru fiecare realizare. S-au împărțit pe departamente, se ajută și învață unii de la ceilalți. Este mai mult decât o competiție, aici se formează o comunitate, se formează prietenii de lungă durată și categorii niște experiențe memorabile, dar și niște skill-uri atât pe parte tehnică cât și pe parte non-tehnică, care cu siguranță ne vor ajuta în viitor, oricare ar fi cariera pe care am decide să o urmăm. Echipa noastră se bazează pe mascota din filmul Star Wars, R2D2, și am decis să adăugăm un O la început pentru a se forma cuvântul RO de la România. Acum echipa se pregătește pentru campionatul mondial care se va desfășura în Houston, Statele Unite ale Americii, la finalul lunii aprilie. 224 de echipe din toată lumea vor concura. În fiecare zi stăm peste 10 ore la hub, mai ales acum înainte de o competiție foarte mare. Robotul pe care l-au dezvoltat, Miguel, va trebui să îndeplinească o serie de sarcini în competiție. Anul acesta, robotul trebuie să ia niște pixeli, niște hexagoane și să le pună pe o tablă. În funcție de câți pixeli pune pe tablă robotul, într-o perioadă de autonomie ce durează 30 de secunde în care robotul se mișcă singur, fără a interveni asupra lui, plus o perioadă de drive în care două persoane îl controlează folosind manete de joc de tip PlayStation. Se pot acumula mai multe puncte. Robotul este construit de la zero de ei. În fiecare an, la începutul lunii septembrie-octombrie, se lansează tema sezonului, iar noi ne adunăm să ne gândim cum ar trebui să arate robotul și ce sisteme ar fi cele mai eficiente. Iar apoi începem să îl proiectăm într-un program numit SolidWorks pe calculator, iar ulterior începem să manufacturăm piesele, să ne manufacturăm piesele proprii folosind imprimantele 3D și un CNC. Toți membrii echipei au între 13 și 18 ani. Învață la Colegiul Național Mihai Viteazu și sunt norocos să aibă parte de sprijinul profesorilor. Anul trecut, la campionatul mondial, echipa a obținut și un premiu pentru impactul în comunitate. Noi încercăm să lucrăm cu domeniul și cu educația STEAM, adică știință, tehnologie, inginerie, arte și matematică. Am reușit să realizăm aplicația Ploiești All City, o aplicație pentru mobile, pentru telefoanele mobile, care cartografiază toate monumentele istorice ale arhitectului Toma T. Socolescu din Ploiești. Iar anul trecut au implementat și un sistem inteligent de irigații la grădina botanică din Bucov. Un sistem bazat pe Arduino care măsoară nivelul de umiditate și calculează cantitatea de apă necesară fiecarei specii de plante în parte. Și cu ajutorul unor senzori de umiditate. În plus, echipa a oferit și cursuri intensive de robotică pentru copii și a deschis ateliere de proiectare și printare 3D, dar și de dezvoltare personală, iar pasiunea lor merge mai departe. Și avem alături de noi prin Zoom pe doamna Mihaela Istrate, mentorul echipei. Mulțumesc că ați acceptat invitația. Mulțumesc foarte mult. Bună ziua tuturor telespectatorilor dumneavoastră. Cum a început povestea RO2D2? Povestea, să zic așa, am moștenit-o. Eu sunt mentor alături de echipă de 2 ani în mod oficial, dar din 2019, de când fiica mea este membră în echipă, m-am alăturat cu sufletul activităților de la RO2D2. Și suntem sprijiniți de mulți părinți, dar și de profesori din Colegiul Național Mihai Viteazu din Ploiești. Ce materie predați și de unde a plecat aceasta pentru robotică?
Eu predau limba engleză, alături de mine este un profesor de istorie. În trecut am avut un profesor de geografie, dar pasiunea copiilor este cea care ne-a ajutat să mergem mai departe. Sunt absolut dedicați, este incredibil modul în care ei sunt niște oameni mari în miniatură. Ca să dau un exemplu, de-a lungul acestui sezon competițional au petrecut peste 5.000 de ore în hub-ul echipei și cum au făcut acest lucru, realizându-și propriul sistem de pontaj pentru a putea contoriza numărul de ore petrecute și pentru a responsabiliza toți membrii și voluntarii. De unde vin ideile pentru proiecte? Am văzut și niște aplicații de-astea de promovare, sisteme de irigații. De unde vin ideile de proiecte? Este foarte interesant conceptul de educație STEM-STEAM pe care Asociația Nație prin Educație, coordonată de Dana Războiu, deci pe care l-a adus această organizație în România, este de a încuraja pe tineri să-și dezvolte diferite aptitudini, de a lucra autodidact și de a se implica foarte mult în comunitate. Pe parcursul unui sezon competițional, pe lângă conceptul de robot, ei trebuie să desfășoare diferite tipuri de activități, alăturându-se copiilor din comunitate și a răspunde unor nevoi din comunitate. De exemplu, în sezonul de anul trecut, când echipa a realizat acest sistem de irigații, tema concursului a fost legată de sustenabilitate și de rezolvarea unor probleme ale resurselor naturale din jurul nostru. În acest sezon competițional a fost introdusă paradigma artelor, pe lângă cele despre care vorbea una dintre fetițele din echipă. Deci nu mai este simplu STEM, este STEAM. Și atunci ei trebuie să răspundă acestor provocări dezvoltând diferite lucruri și astfel așa a apărut și această aplicație dedicate monumentelor de arhitectură Toma Socolescu. Sunt încurajați să colaboreze cu instituții din comunitate și, de exemplu, au realizat un parteneriat cu Ordinul Arhitecților din România, cu Muzeul de Științele Naturii. Deci vin lângă oameni și totul în mod autodidact, ceea ce este extraordinar. Copiilor nu prea le place să se laude. Spuneți-ne dumneavoastră mai multe despre reușitele acestor elevi. Da, e într-adevăr extraordinar că au reușit să obțină acest premiu Inspire 2 ani la rând, ceea ce înseamnă că, eu știu, le-a fost recunoscută implicarea, le-au fost recunoscute meritele. Am un respect extraordinar pentru Andrei, capitanul echipei, pentru felul cum îi responsabilizează pe colegii de echipă, pentru seriozitatea și implicarea pe care o are, iar premiile vin de la sine. Deci s-au calificat în finala campionatului național cu robotul pe teren, au reușit să obțină acest premiu Inspire care le recunoaște calitatea robotului, dar și calitatea evenimentelor, a acțiunilor, a campaniilor de atragere de fonduri, a procesului de sustenabilitate în echipă, cum își atrag ei voluntarii și cum îi trăinuiesc astfel încât de la o generație la alta să continue să aibă copii performanți în echipă. Și mai există un premiu pe care l-a câștigat echipa în acest an, se cheamă Dean's List Finalist. Unul dintre membrii echipei este unul dintre cei 4 copii din România calificați la un premiu individual care le recunoaște meritul de a se implica în promovarea educației STEM la nivel național. Și sunt 4 copii din România, printre care și o fetiță din echipa noastră. Ce înseamnă pentru dumneavoastră să fiți parte din acest proiect? Mă face foarte mândră. Ca să înțelegeți, este pur o acțiune de voluntariat, da? Înseamnă foarte multă energie, foarte mult timp liber pe care îl aloci tuturor tipurilor de activități. Sunt campanii de atragere de fonduri, de încurajare a comunității să-i susțină financiar, de lucru pe proiecte de cercetare științifică în parteneriate cu instituții publice pentru atragere de fonduri din parteneriate cu ONG-uri, dar sincer, eu ca persoană îmi trag
foarte multă energie din entuziasmul lor, din voința lor, din ambiția lor de a câștiga. Și chiar asta le-am și spus astăzi când ne-am întâlnit de dimineață la Hub, că mergem să câștigăm. Deci ne dorim, nu îmi dau seama cât de posibil este atâta timp cât ești în luptă cu alte 220 de echipe extraordinar de bune și cu bugete uriașe, cu mentori, de exemplu, au mentori ingineri de la NASA, ingineri de la Google, dar voința lor, ambiția lor este extraordinară și mă face să continui în fiecare an cu ei. Cât de important este ca instituțiile de învățământ să încurajeze astfel de proiecte, iar elevii să se bucure inclusiv de sprijinul profesorilor? Iată, dumneavoastră spuneați că predați limba engleză și totuși v-ați implicat într-un proiect inedit, care nu are legătură neapărat cu materia pe care o predați. Să știți că la nivelul comunității din Ploiești există o susținere foarte mare a profesorilor, a colegilor, deci cumva în Ploiești există un pol energetic, un pol robotic, nici nu știu cum să-i spun. Avem 6 echipe de robotică, dintre care 4 sunt performante la nivel național și internațional. Au susținerea unor profesori de informatică de excepție, cum este doamna Dana Lica, este unul dintre cei mai importanți profesori de informatică din România. Dar există susținerea la nivelul colegiului, la colegiilor, profesorii sunt dornici să-i ajute, chiar dacă pe alocuri depășește capacitatea lor de susținere, pentru că ceea ce fac ei nu are legătură cu materiile care se predau în școală. Deci ei în mod autodidact, prin, eu știu, comunicare, pe diferite rețele de sociale, prin Discord, comunică cu alte echipe din străinătate și așa își obțin informațiile, astfel încât ideea de robot să se poată dezvolta de la un sezon la altul. Dar prin cunoștințele de fizică, de matematică pe care ei le dobândesc în școală, prin cu ajutorul profesorilor din școală, reușesc să ducă robotul la un alt nivel. Câteva planuri de viitor pe lângă concursul de care vorbeați? Ne dorim să fim cât mai aproape de comunitate. În acest sezon, echipa a organizat diferite ateliere Lego dedicate copiilor între 8 și 12 ani și am observat un interes deosebit de mare din partea părinților acestor copii. Sincer, cam toți copiii dintr-o echipă de robotică FTC încep și descoperă robotica într-un club din acesta de robotică Lego și ceea ce ne dorim pe termen mediu și lung este să încurajăm comunitatea din Ploiești să formeze așa copii pasionați de robotică Lego, astfel încât în 4-5 ani să poată accede la comunitatea FTC. Vă mulțumesc mult de tot și încă o dată felicitări pentru ce ați realizat și pentru ce faceți. Puneți România pe harta roboticii. Vă mulțumim mult de tot că ați acceptat invitația. Mulțumim foarte mult și noi. Să ne țineți pumnii. Bineînțeles.